Te salut națiune și îți urez bun venit la un nou clip, bun venit la, hai să zicem, o listă, deși nu este neapărat așa ceva. Vorbim despre trei parfumuri de la aceeași casă, vorbim despre trei parfumuri care, din punctul meu de vedere, sunt cea mai bună reprezentare a unor note individuale. Și așa cum titlul vă poate da de gândit, vorbim despre cea mai bună notă de cafea, cea mai bună notă de paciuli și cea mai bună notă de smoking liniuță smochină. Vorbim despre casa Teodoros Calotinis și vorbim despre trei parfumuri absolut excepționale. Iar eu când fac referințe de genul cel mai bun, cea mai bună, cele mai bune și așa mai departe, vreau să țineți minte, să țineți cont că mă raportez pur și simplu din perspectiva mea și la experiența mea cu astfel de produse, care nu este cu siguranță absolut deloc limitată. Prima intrare, cea mai bună cafea pe care eu am mirosit-o vreodată și pe care eu am o am întâlnit-o vreodată în parfumerie, Coffee Addict de la Teodoro Kalotinis, o, o compoziție absolut, absolut ireal de frumoasă. Deși dețin multe parfumuri cu această notă în cadrul colecției, dintre care amintesc în Temporel de la Lalique din linia Noir Premier sau New Bond Street de la Bond Number no. 9 care sunt două parfumuri absolut excepționale. Pentru mine, totuși, Coffee Addict de la Calotinis este reprezentarea supremă a acestei note. Mai mult decât atât, n-am fost niciodată un fan al parfumurilor de la Montal, de exemplu, intens ristretto cafe și intens cafe. Pur și simplu, acolo doza de trandafir mi s-a părut mult prea mare și parfumurile se duceau relativ rapid în direcția feminină, ceea ce pe mine nu mă încânta mai mult decât atât, nota de cafea la nivelul pielii mele nu era una dominantă sau nu era actorul principal așa cum aș fi dorit. Lucru care nu se întâmplă însă în cafe addict, pentru că aici ai parte de cafea și încă ce cafea? O cafea absolut delicioasă, ai parte de nota de cafea arabica, dar care se combină și cu cacao și pur și simplu miroase delicios. În plus, ai și o notă de vanilie extrem de gurmandă, care vine cu dulceața ei specifică și propriu zis rezultatul este unul absolut încântător. Mai mult decât atât performanța acestui parfum este una colosală, îndrăznesc să spun, și pentru cei care iubesc nota de cafea, pentru cei care sunt îndrăgostiți de această notă și vor să o resimtă din plin, ăsta este un parfum pe care eu îl recomand cu ochii închiși. Dacă vreți un alt specific de cafea, și anume boabe prăjite și proaspăt măcinate de cafea, atunci v-aș recomanda un parfum de designer, de la Mugler și se numește Alien Man Fusion, un parfum pe care l-am recenzat cu niște ani în urmă și unde reîntâlniți această combinație. Într-o care măsură, când vorbim despre coffee Dict, poți să te gândești, pentru cei care cunosc de sigur, la Pure Tonka de la Mugler, din linia Amen. Oarecum aceeași interpretare, extrem de gurmandă, extrem de delicioasă, cu dulceața specifică, doar că aici nota de tonca este înlocuită de nota de vanilie. Foarte! foarte bun parfumul, iar performanța este pur și simplu colosală. Este un parfum de tip monstruos la nivelul pielii mele, dar și pe fibră textilă. Un parfum cu o proiecție uriașă și cu un siaj pe măsură. Un parfum unisex, lejer, poate fi purtat de către bărbați și de către femei. Și este un parfum foarte versatil și foarte flexibil. Poate fi purtat în diverse scenarii și poate fi asortat la diverse ținute. De asemenea, este un parfum care se adresează întregului spectru de consumatori fie tineri sau maturi. Coffee Addict este prima intrare din această mini listă, nici nu știu cum să zic. A doua intrare însă este cea mai bună notă de paciului. 1989, care propriu zis este primul parfum al lui Teodoros Calotinis și care reprezintă de fapt anul său de naștere și este o compoziție ireală. Eu nu sunt un mare fan al notei de paciuli, posibil să știți deja lucrul ăsta, dar dețin în colecție suficient de multe parfumuri în care această notă este elementul principal. Dar sunt parfumuri care mie chiar îmi plac și pe care chiar le port, tocmai datorită calității notei de paciulii pe care o reîntâlnesc în ele. Ei bine, vine 1989, să mai bine zis, vine Teodoros Calotinis cu această compoziție și prezintă o notă de paciuli fabuloasă. Absolut fabuloasă. Pe lângă nota aia de paciuli în compoziție mai e și tămâie, mai e și căpșună, mai e și prună, dar deopotrivă ai două note foarte importante în cadrul compoziției și anume piper negru și piper roz, care asigură o efervescență colosală acestui 1989. Nota de paciuli însă este actorul principal și este elementul central al compoziției și este o notă care prezintă absolut toate fațetele de care este capabilă, dar fațeta dominantă, de data aceasta în 1989, este fațeta, hai să zicem, mentolată a notei de paciuli, pe care o vei resimți din plin sau cel puțin eu o resim din plin. Și din nou, eu nu mă omor după nota de mentă. Dar nota de paciuli poate să confere o astfel de senzație, o astfel de fațetă, pe lângă aspectul ciocolatiu, de exemplu, pe care de asemenea îl reîntâlnești, pe lângă aspectul pământiu, pe care de asemenea îl reîntâlnești. Pur și simplu, 1989 este o odă, dacă vreți, adusă notei de paciuli, într-un mod foarte complex, din punct de vedere al modului în care se manifestă această notă în cadrul compoziției și complimentată de niște tonuri condimentate extrem de puternice, de Date de notele de piper, care sunt de asemenea excelent interpretate. Nota de căpșună și nota de prună, cel puțin la nivelul pielii mele, împreună cu nota de tămâie, sunt aproape imposibil de sesizat, tocmai în ideea în care nota de paciului și notele de piper sunt tonurile dominante de la început și până la sfârșitul purtării. Punct de vedere al performanței, din nou, un parfum cu o longevitate pur și simplu monstruoasă, cu o proiecție foarte puternică și cu un siaj pe măsură. Ăsta este un parfum pe care eu, unul personal, l-aș recomanda a fi purtat mai degrabă în temperaturi moderate și moderat scăzute, chiar foarte scăzute, tocmai datorită potenței pe care o are și tocmai datorită specificului pe care nota de paciuli îl comportă. De însă, l-aș recomanda mai degrabă cetățenilor care sunt de gen masculin, pentru că tonurile alea piperate emană foarte multă masculinitate și, în general, nota de piper sau notele de piper sunt folosite în parfumeria masculină. Pentru mare în plină balanța în mod evident în zona masculină, chiar dacă el este vândut și marketat ca fiind unisex, nu am nicio problemă ca doamnele să-l încerce, poate să le placă, n-am absolut nimic împotrivă, dar recomand totuși purtarea de către bărbați. Un parfum mai degrabă de ținută semiformală și formală, un parfum de eveniment, un parfum de impresie, dacă vreți, un parfum foarte puternic, care emană foarte multă masculinitate și foarte multă forță. Foarte frumoasă interpretarea, foarte, foarte bune notele la interior, și drept mare pentru mine, 1989 de la Teodoros Scalotinis este ca atare cea mai bună notă de paciuli. Dintre toate cele pe care eu le-am mirosit în viața asta, sau pe care le și dețin. Și am ajuns la ultima intrare, despre asta v mai vorbit, vorbind despre cea mai bună smochină. Alluring Fig. Colosal. Colosal. Dacă iubești nota de smochină, Alluring Fig este parfumul perfect. Nu numai nota de smochină, ci dacă iubești smochinul în general. Pentru că propriu zis Alluring Fig este o epopee olfactivă despre smochin în complexitatea sa. Plecând din rădăcini, urcând în sus pe trunchi, mergând pe ramuri, la frunze și implicit la fructe și implicit la laptele de smochină, pentru că dacă ați vreodată smochină în viața asta sau o veți face, smochină verzi, atenție, nu coapte, veți vedea întotdeauna în capătul în care îți rupt smochina de pe crenguță, răsare o picătură albă. Ăla este laptele de smochină. Și parfumul ăsta întruchipează perfect aceste elemente, pentru că este un parfum foarte proaspăt, foarte revigorant, foarte verde deopotrivă, dar sentimentul general este unul de a dulceag. Și asta pentru că, pe lângă tonurile de smokin slash ai parte și de o notă de vanilie menită să echilibreze, să zicem, partea asta amăruie, provenită din zona de frunze de smokin zdrobite, de la laptele de smokină și deopotrivă de la arborile de smokin, în ideea de tonuri lemnoase. Retomare, mirosul este în ansamblu amărui dulceac și este foarte frumoasă această antiteză. Este foarte revigorant, este foarte proaspăt, dar ceea ce mă interesează pentru cel mai mult este o reproducere fidelă, la fel ca și în cazul celorlalte două parfumuri dinaintea sa, a notei, a elementului principal din compoziție. Pentru că, efectiv, din punctul meu de vedere cel puțin, miroase exact așa cum ar trebui să miroasă smochinul sau nota de smochină. Și repet încă o dată, dacă ai stat vreodată într-o livadă sau dacă ai stat vreodată sub un smokin sau dacă ai cules vreodată o smochină dintr-un smokin, atunci vei înțelege absolut perfect ceea ce spun eu despre această creație absolut magnifică numită Alluring Fig a al lui Teodoros Carotinis. O casă de parfumărie grecească foarte bună, foarte interesantă, cu niște compoziții pur și simplu uluitoare din punct de vedere calitativ și al performanței și șoc și groază cu niște prețuri extraordinar de bune, cel puțin pentru linia aceasta de produse, pentru că el mai are și o linie mai scumpă și acolo se discută despre cu totul și cu totul alte prețuri. Dar toate cele trei parfumuri pe care le vedeți în fața voastră și pe care, și pe care eu le dețin în cadrul colecției mele sunt trei parfumuri absolut excepționale și care din punctul meu de vedere, din experiența mea cu astfel de produse, merită titulatura aceasta de cel mai bun parfum cu cafea cu paciulii și cu smoking. Drept urmare, din punctul meu de vedere, n-aveți decât să le testați, să le încercați. Pentru cei care nu vor să aștepte, să piardă vremea, să plaseze comandă și așa mai departe pe site-ul lor, pentru că doar de acolo poți cumpăra, eu cele trei produse le am în lista de decantare, le regăsiți acolo, solicitați lista pe adresa de e-mail și acolo discutăm tot ceea ce ține de aspectul ăsta numit decantare. Sunt trei parfumuri pe care vi le recomand cu ochii închiși. Dacă ar fi să mă trăiască cineva în noaptea, în miez de noapte și să mă întrebe care e cea mai bună cafea, care e cea mai bună paciudii, care e cea mai bună smuchină, astea ar fi primele trei parfumuri pe care le-aș enunța. După ele, tot ceea ce dețin eu în colecție sau tot ceea ce am mirosit eu sau deținut eu în această viață. Asta, dacă vreți, se potrivește de minune cu unul dintre principiile pe care vi le-am anunțat în clipul cu 20 de lucruri de știu despre parfumerie și anume că nu întotdeauna ceea ce este cel mai scump este automat și cel mai bun. Și de multe ori lucruri accesibile, foarte accesibile, chiar cum este cazul acestei case, se pot dovedi a fi mult mai bune decât lucruri cu mult, mult mai scumpe decât ele. Asta sunt exemplul perfect al acelui principiu enunțat în acel videoclip, pe care de asemenea vă invit să-l urmăriți pe canal dacă vă interesează. Bun, eu mă opresc aici, vă mulțumesc întotdeauna pentru timpul acordat, pentru atenție și ca de obicei vă urez toate cele bune. Numai bine!